A trecut cu Porsche-ul pe trotuar, apoi a sărit la bătaie. Vorbim despre un tânăr de 26 de ani din capitală care a ajuns în cele din urmă pe mâna polițiștilor. Totul s-ar fi întâmplat aseară pe bulevardul Dacia, când șoferul cu pricina a vrut să parcheze pe trotuar, în timp ce pe acolo mergeau câțiva pietoni. În rezultat, între aceștia s-a iscat o ceartă care a degenerat în bătaie. Momentul a fost surprins de un martor ocular. Mașina Cayenne заехала в неположенное место, куда нельзя заезжать, из-за этого началась драка. În cele din urmă, șoferul și un pieton au fost conduși la inspectorat, unde au depus câte o plângere cu privire la cele întâmplate. Cazul este înregistrat, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.